Bună ziua! În primul rând aș vrea să fac un anunț despre sprijinul pe care îl acordăm autorităților din Republica Moldova în eforturile de combatere a pandemiei COVID-19. Și foarte bine că urmarea vizitei președintului României în Republica Moldova și implicita deciziilor luate și activării de către Republica Moldova a Mecanismului European de Protecție Civilă, în data 4 februarie 2021, Guvernul României a decis acordarea unui ajutor umanitar extern de urgență cu titlul gratuit pentru autoritățile din Republica Moldova. Delegația României participantă la misiune va fi formată de reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, din 8 persoane, iar transportul se va asigura în perioada 11-13 februarie 2021, iar ajutorul umanitar, în primă fază, va consta în echipamente de protecție medicală, respectiv 1,5 milioane măști chirurgicale, 100.000 de măști FFP3, 100.000 de combinezoane, 100.000 mănuși nesterile. Suma materialelor ce urmează a fi donate este de aproximativ 11 milioane de lei. Acesta este prima parte, 11 milioane de lei. În ședința de guvern de astăzi am avut discuții despre ordonanța de urgență pe care am anunțat-o, cu măsurile pe care vrem să le luăm pentru a reduce din cheltuielile structurale. Ordonanța de urgență este încă în avizare, deci astăzi a fost în prima lectură. Câteva lucruri pe care aș vrea să vi le spun despre aceste măsuri, de ce a fost important să luăm aceste măsuri. Știți foarte bine, a fost indexarea, vorbim despre un punct de pensie care a fost modificat în modul în care creștea punctul de pensie în perioada PSD, din motive electorale a fost modificat, a pus în septembrie. Rectificăm, corectăm această problemă și va crește punctul de pensie de la 1 ianuarie 2022, așa cum a fost și până acum. Trebuie să fie foarte clar că anul acesta punctul de pensie este 1.442 de lei, mai mare decât a fost punctul de pensie mediu anul trecut, de aproape 1.280 din calcul meu, sau aproape, în jur de 1.300, să spunem, dar mult mai mic decât este anul acesta. Anul trecut, sau anul acesta, de fapt, dacă am fi efortul suplimentar prin creșterea pensiilor anul acesta, la acest punct de pensie la 1.442, efortul suplimentar este deja de 8 miliarde de lei. Deci deja am început bugetul cu 8 miliarde de lei în plus. Deci 19,2 miliarde de lei mai mult decât în 2019. Deci în 2020 și 2021 efortul cu plata pensiilor este de 19,2 miliarde de lei și vorbim aici de o criză economică fără precedent în 2020 și o perioadă de revenire în 2021. Mai mult, avem în ceea ce privește cheltuielile cu asistență socială și cât și cele cu salariile, știți foarte bine că s-au dublat în perioada de guvernare PSD, au pornit de la 56 de miliarde de lei la finalul 2016 și au ajuns la 110 miliarde de lei la finalul 2020. Este nevoie de măsuri structurale și am anunțat câteva dintre acestea. Știți foarte bine că evoluția economiei României, din păcate, este sub lupa investitorilor străini, este sub lupa agenției de rating și datorită sau din cauza măsurilor luate de PSD în perioada 2017-2019, România este singura țară din Uniunea Europeană care este în procedură de deficit excesiv. În criza din 2008, majoritatea țărilor din Uniunea Europeană erau sau o mare parte din ele erau în procedură de deficit excesiv. Astăzi, România este singura țară. Mai mult, în 2021, majoritatea țărilor din Uniunea Europeană vor reduce deficitul aproape de 6%. Un efort mult mai mare. Deci și noi trebuie să ne facem partea și mai ales că suntem singura țară care este în procedură de deficit excesiv. Încă trebuie să lăsăm ipocrizia deoparte și trebuie să ne dăm seama că așa nu se mai poate și nu putem să mergem mai departe. Vorbim de cheltuieli care nu pot fi susținute de această economie. Cheltuieli care au fost crescute din pix în ultimii 4 ani de zile și care, bineînțeles, nu sunt tăiate, dar sunt plafonate pentru a putea merge mai departe. Am spus Comisiei Europene, am spus Agenției de Rating, am spus tuturor investitorilor că în 2021 vom recalibra finanțele României
și vom începe cu o creștere a veniturilor, care anul acesta este de aproape 13% față de anul trecut, și o plafonare a cheltuielor. Cheltuielile cresc cu doar 5%. În condiții în care PIB-ul nominal este estimat să crească doar cu 7%. Încercăm în aceste condiții să menținem lucrurile sub control. În ceea ce privește voucherele de vacanță, pentru că am văzut această discuție în spațiul public, pe lângă faptul că sunt văzute ca un spor, nu? Un venit suplimentar, în România astăzi au fost prelungite voucherele de vacanță emise în 2019 și cele din 2020, ceea ce înseamnă că în economie sunt în valoare de aproape 2,4 miliarde de lei vouchere de vacanță care nu au fost folosite. Pentru că, știți foarte bine, pe de o parte, industria ne spune că anul trecut a fost închisă, deci nu puteau să fie folosite vouchere de vacanță. Pe de altă parte, este nevoie, deci le-am dat voie, sunt folosite anul acesta, deja sunt în circulație 2,4 miliarde de lei în valoare vouchere de vacanță. De aceea, vouchere de vacanță care ar fi trebuit să fie emise anul acesta, vor fi emise anul viitor. Și avem această economie la buget. Un alt subiect care a fost dezbătut în, și este în ordonanța de urgență este vorba despre acea gratuitate introdusă de PSD în 2017 pentru transportul transportul pentru studenți. Se modifică și revine la 50%. Nu este, eu nu văd aici un capăt de țară și m-am uitat și la ce se întâmplă în restul Europei. Și aș putea să dau exemple, câteva exemple. Țări dezvoltate, țări cu putere financiară mai mare. Austria, studenții au o reducere de 60%. Iar dacă aceștia călătoresc în grup, adulții însoțitorii călătoresc gratuit. Elevii și ucenicii au gratuitate în schimbul unei taxe de 19,60 de euro pe an. Belgia. Studenții au până la 50% reducere, putând să aleagă dintr-o gamă largă de oferte. Există și carduri pe care în schimbul a 50 de euro pot avea 10 călătorii pe orice distanță. Bulgaria. Studenții până în 26 de ani au 50% reducere. Cehia. Elevii și studenții între 18 și 26 de ani au reducere de 75%, Croația, studenții au reducere de 50% la un număr nelimitat de călătorii, Estonia, studenții au reducere de 30%, Finlanda 30% reducere, studenții și elevii au reducere în Franța de 50% la transportul feroviar. Deci, Grecia nu există reduceri generale, Irlanda reducere variază între 40% și 50%, Italia, tinerii până în 30 de ani, nici nu doar studenții, beneficiază de o reducere între 30 și 50%. Lituania, studenții lituanieni sau din oricare stat al Uniunii Europene, precum și elevii, au o reducere de 50%. Luxemburg, studenții până la 30 de ani se bucură de transport gratuit, deci Luxemburg este țara unde avem transport gratuit. Polonia, studenții până în 26 de ani și doctoranzii până în 35 de ani au reducere 51%. Portugalia, reducere 25%. Slovenia, până în 26 de ani, 30%, Spania au reducere 20% și Suedia reducere la clasa a doua și oferte speciale de tip last minute. În Regatul Unit, UK, sunt conta unei sume de 30 de lire, poate fi achiziționat un card în baza căruia tinerii între 16 și 25 de ani au reducere de 33%, Ungaria, studenții au reducere de 50%. Și România era țara care era în afara sistemului, deci era un sistem diferit. Toate celelalte țări, țări mult mai dezvoltate, nu ofereau această gratuitate. Acestea au fost lucrurile discutate astăzi în ședința de guvern, dar, așa cum v-am promis, vom pune în dezbatere publică bugetul pentru 2021. O să fie în dezbatere publică, cred că în seara aceasta, ori dimineață. Și aș vrea să vă dau câteva repere de unde am pornit construcția bugetului. Și foarte bine, creșterea economică este estimată pentru 2021 la 4,3%. Este estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză cu un PIB nominal intern brut de 1.116 miliarde de lei. Și aici aș vrea să fim foarte atenți. Acest PIB de 1.116 miliarde de lei este cam la fel cu cel de anul trecut, este cu 7% mai mare decât cel de anul trecut, și similar cu cel din 2019. Deci avem 3 ani la rând în care PIB-ul nominal a fost aproape constant. În această perioadă, așa cum am spus, cheltuielile au crescut foarte mult. Deficitul bugetar pe care îl estimăm este în jur de 7,14, 1,15, 1,6, vom vedea aici încă îl calculăm exact să vedem care va fi valoarea finală, dar aici ne vom opri. Iar ajustarea deficitului, și aici este foarte important, ceea ce, acest deficit de 7,16, să spunem că o să fie, acum este acolo, sper să rămână acolo,
duce la un deficit ESA și aici este deficitul pe care ne evaluează Comisia Europeană, pe care ne evaluează agenția de rating și partenerii internaționali, de aproape 8,2% din PIB. Ceea ce înseamnă că anul trecut am avut un deficit ESA de 9,1%. Ajustarea este de mai puțin de 1%. Să știți că cei de la Comisie nu sunt foarte fericiți cu această ajustare. Și va trebui să-i convingem că suntem credibili și de aceea venim și cu programul pentru bugetul pentru 2022, pentru a arăta că suntem credibili și că avem reforme și în anul următor. Revenirea la 3% se face, este aproape de 3%, vom reveni pe cash sub 3% și pe ESA în 2024 și pot să vă spun, pentru 2022 estimăm un deficit de 5,84 pe cash, 6,36 pe ESA, 4,37 pe cash în 2023 și 4,68 pe ESA tot în 2023 și în 2024 2,89% din PIB pe cash și 2,9% pe ESA. Deci este un program pe 4 ani de a stabiliza finanțele publice și de a reveni la un deficit sub 3%. Veniturile anul acesta am spus că vor avea o creștere de 13% aproape față de anul trecut, ceea ce înseamnă 32,68% din PIB, dar aici, atenție, sunt o mare parte din veniturile pe care noi le-am amânat anul trecut prin măsuri fiscale. Le vom încasa anul acesta. Sunt companii care au avut veniturile reșalonate și le vom încasa în acest an. Și aș vrea să să vorbesc puțin de investiții, pentru că, așa cum am promis, este un an al reformelor, dar un an în care se continuă investiții și chiar vor crește. Investițiile anul trecut, execuția bugetară a fost cu 10 miliarde mai mare decât în 2019, 53,2 miliarde, și cu un alt principiu pe care l-am respectat anul trecut, aproape l-am respectat, am vrut ca jumătate din aceste investiții să fie făcute pe fonduri europene, jumătate de la buget. Au fost 46% făcute din fonduri europene. Continuăm în aceeași direcție și în 2021. Investițiile vor crește la aproape 61 de miliarde de lei față de anul trecut și aceeași componență. Vom avea un procent mai mare, eu sper, mai mare de 50%, aproape 60% să fie din fonduri europene și 40% de la buget. Este ceea ce vom încerca să facem în fiecare an, să ducem aceste investiții pe fonduri europene. Proiectul este construit, de buget este construit în jurul acestei principiu, creștem investițiile, stopăm cheltuielile structurale și prin reforme anul acesta vom încerca să le reducem, eliminăm risipa balonului public, așa cum am spus de fiecare dată și miniștrii au acest mandat de a începe reformă și de a reduce risipa balonului public și, bineînțeles, la sănătate vom continua acele programe și în 2021, și mai apare o cheltuială suplimentară, vaccin. Și acești bani sunt acolo puși în campania de vaccinare și plata vaccinului. Veți vedea detalii pe ministere și așa departe în aceste zile. Repet, este forma de buget în acest moment, este forma care intră în dezbatere publică. Bugetul o să fie aprobat săptămâna viitoare. Și aș încheia prin a spune că nu există nicio divergență în buget, în coaliția de guvernare pe tema bugetului. Toți vrem bani mai mulți la buget, bineînțeles, dar eu aș vrea să vă spun lucrurile altfel. 7% din PIB este un deficit foarte mare. Foarte mare. Asta înseamnă că politica fiscală este stimulativă în continuare. Și este bine să fie așa, pentru că economia este sub potențial. Va rămâne stimulativă, cred eu, până în 2023, când Comisia de Strategie și Prognoze spune că economia, PIB-ul nominal va fi peste PIB-ul potențial. Și creșterea PIB-ului va fi peste creșterea PIB potențial și atunci e normal ca politica fiscală să nu mai fie stimulativă. Păstrăm ceea ce a recomandat și Comisia Europeană, ceea ce au recomandat și alte instituții internaționale, să nu apăsăm prea tare pe frână în acest an, dar totuși nu putem să fim iarăși oaia neagră a Europei. Suntem singura țară cu deficit excesiv moștenit de la PSD, am avut și o criză anul trecut, dar vom începe reducerea și vom reveni sub 3% în 2024. Este un plan credibil pe care îl vom implementa în următorii 4 ani de zile. Dacă sunt întrebări. Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule premier, cum i-ați convins pe miniștrii USR să susțină acest proiect? Ce argumente ați avut?
nu a trebuit să susțin în niciun fel. Ministrii USR au venit cu propunere, sunt în propunere de buget. Eu le-am cerut doar astăzi în ședința de guvern ca proiectele din, de investiții din buget să fie corelate cu programul de guvernare. Asta este ce am cerut astăzi în ședința de guvern. În rest, nu au fost alte divergențe pe buget. Repet, da, toți vrem mai mulți bani pentru investiții și e greu să faci reformă. Eu înțeleg acest lucru. Dar acest mandat este, din primul moment am spus că este un mandat al reformei și al investițiilor. Merg mână în mână. Dacă vrei să ai bani de investiții, trebuie să faci reformă. Da. Și sporurile, o singură întrebare, vă rog, sporurile pentru angajații din prefecturi de 30%? Sunt și acestea în ordonanță, sunt și sporurile în ordonanță. Sporul de calculator, dar alte sporuri au fost eliminate? În ordonanță nu vor fi incluse sporurile și indemnizația de hrană. Decizia pe sporuri și pe indemnizația de hrană, după discuțiile în coaliția politică și cu juriștii, a fost mai bine să mergem în Parlament ca să nu fie o problemă de să fie atacate și apoi să nu poată să meargă mai departe. Deci, sporurile și indemnizația de hrană vor merge în Parlament. În ordonanța urgență sunt voucherele și punct de pensie și sporul pentru prefecturi. Da. Bună seara, Loredana Dia cu Epoch Times. Domnule premier, ne așteptăm la restricții bugetare. Sunt companii de stat care vor și instituții care vor trebui să strângă curea. Cum se va asigura guvernul că strânsul curelei nu se va face pe spezele cetățenilor, în sensul în care ce garanție avem că nu vor fi companii sau instituții care vor da afară oamenii competenți și vor păstra pilele, vedem cazul prezentat de Recorder, sau că nu vom asista la măriri de tarife pentru ca unele companii să-și asigure necesarul financiar? În primul rând, prin măsurile pe care o luăm, mai mulți bani rămân la în sectorul privat, rămân la companii, rămân la cetățeni și prin aceste măsuri. A spus din primul moment că nu vom crește taxele și nu vom crește taxele. Deci este o linie roșie pe care nu vom trece. Nu vom crește taxele. Asta înseamnă că nu vor fi afectați cetățenii și nu vor fi afectate companiile private. Este un an în care estimăm creștere economică. Deci eu nu văd chiar așa rău lucru. Să ai un cadru de creștere economică cu 4% și un deficit de 7% înseamnă tot un stimul puternic în economie. Reforma companiilor de stat, acum vom vedea. Nu pot să te asigur cine va pleca și cine va pleca, dar aici fiecare plan de restructurare va fi aprobat, vom vedea când va fi prezentat. Sunt companii cu pierderi de ani de zile și este momentul să luăm o decizie. Nu putem să creștem în fiecare an subvențiile și vă dau pe exemple. Subvențiile astăzi sunt aproape de 4 ori mai mari decât, sau duble față de cât erau în 2017. Și dacă ne uităm de ce au crescut aceste subvenții, au crescut doar pentru că au crescut salariile. Și eu vă întreb pe dumneavoastră și întreb pe toți românii. Cheltuielile cu salariile s-au dublat în 4 ani de zile. A simțit că performanța funcționarilor publici s-a dublat? Dacă este da, atunci mergem mai departe. Dacă nu, trebuie să luăm măsuri. Și vorbind în contrabare, dacă permiteți austeritate bugetară... Nu aș folosi, eu vreau să vorbesc. Nu este austeritate. Când ai deficit de 7% din PIB, n-ai cum să ai austeritate bugetară. Injectăm bani în economie, investițiile sunt mai mari, niciun venit nu este redus. Veniturile sunt la fel ca anul trecut. Nu scade niciun venit. Oamenii încasează la fel. Deși în sectorul privat anul trecut, oamenii au stat în șomaș tehnic. Sectorul bugetar nu a avut nimic de suferit, nu au scăzut nimic până acum. Vorbind atunci de injectarea banilor în economie, în economie ar putea intra probabil miliarde de euro dacă s-ar reduce sau s-ar elimina contrabanda în vămi. Știți foarte bine că scanerele din vămi nu funcționează. Avem 15 scanere achiziționate în urmă cu mai bine de un deceniu. Pe vremea când erați ministru de finanțe, spuneați că niciunul nu a funcționat și că unul singurul care a fost funcțional a intrat, culmea, un tir peste el. Da. Se pierd între timp bani, așa cum remarca recent într-un articol din Europa Liberă jurnalistul Cristian Andrei. Aș vrea să vă întreb dacă în anul acesta aveți în plan măsuri pentru reglarea situației sau dacă veți aloca bani pentru achiziționarea de scanere și pentru mentenanță? Da, pe de-o parte sunt mai multe planuri în ceea ce privește reforma ANAF și reforma ANAF este una dintre reforme incluse în Planul de, Național de Reconstrucție și Reziliență. Sunt patru reforme, reforma ANAF-ului este una dintre ele și da, în anul acesta sunt bani pentru investiții la în ceea ce privește ANAF, digitalizare și achiziția de echipamente. Mulțumesc! Silvia Trandafir, Metropola TV. Domnule ministru, ați tot vorbit de cheltuieli introduse de PSD în buget, pe care doriți să le rectificați. Studenții sunt vizați, bugetarii sunt vizați, însă nu vorbiți nimic despre parlamentari. Ei renunță la ceva anul ăsta? Da. Sau
au avut salariile înghețate și anul trecut. Am fost primul ministru care a înghețat salariile demnitarilor anul trecut și le-au și anii acesta înghețate. Dacă mai sunt și alte privilegii pe care le au parlamentarii, acestea discuții politice, eu știu că de pensii speciale, eu știu că este o decizie politică și acesta se va lua în Parlamentul României, prin lege. Marganițu, Alef News, domnule prim-ministru, vorbeați de investiții de 61 de miliarde. Da, 60,8, dar aproape 61 de miliarde. Vă rog să precizați câteva domenii majore sau proiecte majore către care vor merge aceste investiții. În primul rând, veți vedea în detaliu în bugetul care va fi prezentat, dar eu vreau să spun că prioritatea și este în buget și au sumele acolo alocate, autostrada Sibiu-Pitești. Este acolo, m-am asigurat că este proiectul acolo, că banii sunt acolo. Sunt iarăși aproape 2 miliarde, cred, din ce am văzut, pentru modernizarea căilor ferate. Deci sunt bani, sunt priorități. Tot ce am cerut la miniștri astăzi este să facem o corelare cu programul de guvernare și aștept această listă de la miniștri. Ce sume vor merge la Ministerul Economiei pentru relansarea economică? Și mă refer aici și strict punctual, de fapt, la domeniul Horeca. Ce mesaj aveți pentru reprezentanții Horeca? Aștept forma finală a ordonanței la Ministerul Economiei și atunci vom vedea exact criteriile, pentru că se lucrează la criteriile prin care vor fi alocate aceste sume. Mulțumesc. Și vom vedea atunci suma exactă. Bună ziua, Luiza Gireadă de la TVR. În primul rând, spuneți-mi ce se întâmplă cu sporurile dacă prin această ordonanță sunt plafonate, adică înghețate la nivelul de anul trecut sporurile, sau se vor modifica doar prin lege în Parlament? Exact. Și când se va întâmpla acest lucru? Se vor modifica prin lege în Parlament, vor fi depuse amendamente din ce înțeleg la ordonanța pe care am aprobat-o la sfârșitul anului trecut și acolo vor fi puse aceste amendamente în ceea ce privește sporurile și indemnizația de hrană. La dezbaterea bugetului? Nu. Anul trecut am aprobat o ordonanță prin care am înghețat salariile demnitarilor și așa departe. Și acolo, acea ordonanță, cred că 226, înțeleg că acolo a fost o decizie politică să fie introduse aceste amendamente. Și voiam să vă întreb în privința pensiilor. Anul viitor va fi o creștere la 1 ianuarie 2022. Cât de mare va fi? Revenim la legislația care spunea că pensiile cresc anual cu rata inflației transparent. Rata inflației și 50% din creșterea reală a salariului mediu brut. În privința transportului studenților pe calea ferată, Ludovic Orban spunea ceva mai devreme că vor fi totuși gratuite deplasările de acasă la facultate și înapoi. Ne uităm și la această variantă, am avut discuții și domnul președinte. Sunt mai multe variante la care ne uităm, dar eu v-am citit ceea ce vedem în Uniunea Europeană. Și România este cam singura țară care a dat gratuități studenților. Ați văzut, majoritatea au o reducere de 50, 60, 30, 20, deci am fi noi cei mai generoși, deși nu suntem cei mai bogați. Marina Cioacă, România TV. Cum explicați faptul că anul trecut, în timpul guvernării liberale și în plină pandemie, s-au angajat 14.000 de noi bugetari care au primit sporuri și ei vouchere de vacanță? Am cerut să verifice această informație. Nu aveau cum să fie angajați 14.000 de bugetari anul trecut, pentru că cheltuielile cu salarii nu au crescut, ca în sens să explice această creștere. Aș vrea să verificăm această informație înainte să o mai aruncăm în spațiul public. Și referitor la sporuri, am înțeles că le veți plafona, dar de ce nu le eliminați direct? Eu repet, decizia va fi în Parlamentul României, dar anul acesta va fi legea salarizării va fi din nou rediscutată. Pentru că au fost, în momentul în care a apărut legea salarizării, principiul care, la care a pornit a fost acela că elimina inechități, iar președintele României va avea cel mai mare salariu. De atunci au apărut foarte multe excepții și nu se mai respectă acest principiu. Și sporurile reprezintă una dintre excepții. Vom reveni asupra lor prin legea salarizării. Larisa Bernaschi, observator Antena 1. Domnule premier, elevii vor fi afectați de aceste reduceri, în sensul în care transportul pentru elevi ar putea să fie... Nu. E vorba despre studenți. Nu. Deci doar studenți și doar pentru călătorile cu trenul. Unde aveau gratuitate, da. Am înțeles. Cât înseamnă pentru economia românească aceste reduceri pe care le discutați în această perioadă? Unde am ajuns, adică cât de mult reușește statul să economisească prin aceste plafonări și reduceri de cheltuieli? În acest moment, prin această ordonanță, aproape 3,3 miliarde de lei rămân în sectorul privat, le rămân la persoane, la companii și la persoane fizice. Adică aici ne referim la plafonarea pensiilor, la... Sunt 3,3 miliarde de lei care acum pot fi cheltuiți de persoane din sectorul privat și nu mai trebuie să le fie redistribuiți de Ministerul Finanțelor prin buget.
Deci este un beneficiu pentru economie, acești bani rămân la dispoziția românilor. Să facă cu ei ce vor. Ministrii USR și UDMR astăzi au primit o parte dintre ei bugetul pentru anul acesta, proiectul de buget, și sunt nemulțumiți, au amenințat chiar că nu vor vota și nu vor susține un astfel de proiect în Parlament. Aș vrea să vă întreb dacă ați avut vreo discuție cu dânsii și unde s-au cerut bani mai mult și nu ați putut să dați. Nu au avut. Bineînțeles, s-au cerut bani mai mult peste tot. Asta este o altă discuție. Dar nu am avut această discuție cu niciun fel de... și nu am auzit despre discuții că nu s-ar vota bugetul. În primul rând, știți foarte bine că procedura este în guvern, se aprobă bugetul, se votează în Parlamentul României, nu în guvern. Dar nu am avut aceste discuții cu nimeni. Da, toți miniștrii vor mai mulți bani, așa cum și eu am cerut mai multe reforme să vină. Și le vom face pe amândouă. Dar, repet, cheltuielile din buget de anul acesta sunt mai mari decât anul trecut. Deci bugetul este mai mare ca anul trecut, cu un deficit mai mic. Dar sunt mai mari pentru că au crescut investițiile. Da. Bună ziua, Dorian Nicola, de la Agenția de Presă Quick News. Ați în calcul să plafonați și sporurile medicilor și profesorilor, ținând cont că în acest moment sunt în stradă mai mulți sindicaliști din zona sănătății? No, ei sunt excepții și acolo trebuie să ne uităm, pentru că multe sporuri au apărut în urma pandemiei, acelea continuă, măsurile luate anul trecut, continuă și anul acesta, și foarte bine, și de aceea o parte din cheltuieli, și nu v-am spus, dar anul trecut 45% din deficit bugetar ar reprezenta măsurile de ajutare a economiei, anul acesta din 7,16, cât o să fie, cred, aproape 4% reprezintă iarăși măsuri de ajutare a economiei directe, sănătate și alte măsuri fiscale. Deci o mare parte din deficit. Mulțumesc. Ema Stoica, Digi24, aș vrea să ne întoarcem un pic la buget și la nemulțumirile care au apărut în spațiul public, pentru că au ieșit din ministerele USR Plus și UDMR. Aici mă refer în principal la Ministerul Economiei, unde susțin cei din Ministerul Economiei că au cerut 2,5 miliarde de lei pentru ajutor Horeca și au primit doar un miliard, iar cei de la transporturi care ar fi cerut mai mulți bani și s-au tăiat 800 de milioane de lei din sumele inițiale cerute. Dacă știți despre aceste discuții, dacă v-au reproșat colegii din nu înțeleg, guvern? Nu, chiar nu știu și m-am și uitat la transporturi, nu există. La transporturi bugetul este mai mare ca anul trecut. Deci nu văd aici o problemă. Acum, cum sunt alocați banii în interiorul bugetului, aici este decizia ministrului. Dar la transportul banii sunt mai mari decât anul trecut. M-am uitat la execuția anul trecut și cred că sunt un miliard și ceva mai mulți decât anul trecut. Deci nu ar trebui să fie această discuție. Și despre sporuri, pentru că am văzut că fostul ministru al muncii a publicat aseară o centralizare a sporurilor. Voiam să vă întreb dacă ați făcut și dumneavoastră o centralizare și știți câte vor fi eliminate sau câte vor fi reduse, chiar și prin Parlament. Eu am făcut o centralizare și de aceea am venit cu propunerea să le ce poate să fie eliminat anul acesta. Decizia politică a fost să mergem în Parlament și sunt bucuros că doamna fost ministru al muncii are acest detaliu, are sporurile în detaliu. Fiind membru a Comisia de Muncă din Camera Deputaților, sunt sigur că ne va ajuta acolo, le va detalia și va face amendamente pe care să le eliminăm. Deci nu, aici nu am niciun fel de dubiu. Bună ziua, Bianca Ogarcă, B1 TV. Ce ne puteți spune despre alocații? Vor mai crește anul acesta? Au crescut cu 20% anul acesta. De cea de-a doua tranșă care era... Au crescut cu 20% anul acesta alocațiile. Mulțumesc mult de tot! Bună ziua, Vlad Ungar, Antena 3. Vlad, scuze. În programul de guvernare scria că va crește punctul de pensie cu 8%. Nu știați atunci de situația care vom ajunge acum? De ce înghețați practic pensiile în 2021? Programul de guvernare din Parlament? Cred că era o discuție care a fost în programul electoral. Deci era în programul electoral. Cred că programul de guvernare în Parlament nu scrie nimic despre punct de pensie. De ce înghețați pensiile în 2021? Dar nu înghețăm. Repet, punctul de pensie în 2014 este 1442 de lei. Mai mare decât punctul de pensie care a fost în 2021, punctul de pensie este 1442 de lei, mai mare decât a fost anul trecut, aproape 1280 sau 1300 de lei. Deci este mai mare, nu îngheață nimeni pensiile. Pensiile sunt mai mari anul acesta. Am spus, efortul bugetar anul acesta este de 8 miliarde de lei în plus față anul trecut pentru plata pensiilor, iar în 2020 și 2021 înseamnă 19,2 miliarde de lei mai mult la pensii. Deci pensiile au crescut în această perioadă cu această sumă. Mulțumesc mult de tot. Pe starea de alertă aveai o întrebare, dacă se poate. Da, a fost prelungită. S-a schimbat formula de calcul, a
astfel încât să fie introduse și focarele în calculul incidenței. Aș vrea să vă întreb dacă ați făcut un studiu, ca să zic așa, sau niște calcule preliminare, astfel încât să ne dăm seama dacă în momentul în care se aplică noua formulă vom avea foarte multe zone roșii din nou, adică școlile se vor închide și ne așteptăm. Am cerut această analiză, nu se va aplica imediat. Ea se va aplica peste 14 zile, tocmai pentru a vedea, avea o perioadă de tranziție. Am cerut și eu aceste date. Răspunsul a fost că aceasta este formula pe care au folosit-o o folosesc epidemiologii, nu am o problemă cu acest lucru. Nu modifică foarte mult, pentru că noi deja am vaccinat și în centrele de bătrâni și în spitale, deci unde puteau să apară focarea, deci nu va modifica foarte mult și de aceea permite și această perioadă de 14 zile să existe acolo. Este doar o modificare pur statistică pentru a avea informația cât mai aproape de realitate și este o formulă pe care o fac toate țările din Europa. Deci nu este nimic care să ne îngrijoreze. Abia peste două săptămâni va fi aplicată noua formulă. Corect, corect. Dacă se mai poate o întrebare referitor la un subiect care a preocupat foarte mult opinia publică, cazul semnalat de Recorder, controlul la apele române, aveți vreun rezultat, s-a ajuns la vreo concluzie? Acolo am discutat, dar am văzut și eu informații, știți foarte bine că imediat am reacționat și am trimis corpul de control exact acolo. Referitor la celelalte informații, a fost și un comunicat al Ministerului Mediului, repet eu acum, domnul respectiv înțeleg că a fost o reorganizare anul trecut în 3 noiembrie, prin care a fost desființat postul respectiv, nu știu cum a fost făcută, dar vă spun datele la rece. A fost o reorganizare, postul respectiv a fost desființat anul trecut în noiembrie, i s-a oferit alt post, nu l-a acceptat. Am vorbit cu domnul ministru Tantoș Bana să vedem dacă putem să găsim o soluție în discuțiile cu domnul respectiv. Dar acesta a fost, nu a plecat, nu a fost acum dat afară, deci nu a fost o decizie luată acum și această informație pe care aș vrea să o corectez în spațiu public. Nu a luat nimeni decizia pentru a-l concedea pe domnul respectiv în acest moment. Decizia a fost luată anul trecut prin reorganizare, i s-a oferit un post și a refuzat postul și acum a ajuns la final în această perioadă când putea să opteze pentru alt post. Atât. Dar domnul Tantoș Barna este în legătură și vom afla mai multe în perioada următoare. Nu era numai cazul dânsului, angajările pentru pe restul, pentru restul, știu, pentru restul am trimis corpul de control și nu mă opresc aici. Am spus foarte clar, în acest mandat oprim nepotism, oprim aceste conflicte de interese, dar nu ne putem face peste noapte. Cum este semnalat un caz? V-ați văzut că reacționez imediat și vom avea informația și vor urma și măsuri. Mulțumesc mult de tot. De-a doua tranșă pentru creșterea locațiilor?